Tesalonicenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu răul, și totdeauna să urmați cele bune, unul față cu altul și față de toți. Bucurați-vă, pure, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, că aceasta este voia Dumnezeu. Pentru Iisus, Iisus, pentru voi. Duhul să nu stingeți, păcile să nu disprețuiți, toate puneți-le la încercare, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Și însu Dumnezeu păcii să vă sfințească pe voi de sfârșit, dintr-ai Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană.